Deși inițial anunța că 19 septembrie va organiza un miting aviatic, conducerea aeroportului Baia Mare a fost nevoită să decaleze cu o zi spectacolul aerian. Acesta a fost reprogramat pentru 20 septembrie, deoarece o parte din membrii Aeroclubului Român vor trebui să fie prezenți cu o zi înainte la un miting aerian în Ungaria. Totuși, programul care va fi oferit iubitorilor de adrenalină din Maramureș va fi unul cel puțin interesant duminică. Chiar astăzi la București am definitivat programul mitingului aviatic care va avea loc în data de 20 septembrie, începând cu orele 14. Am făcut demersul și avem speranțe ca și componenta militară a aviației să trimită la Baia Mare avioane de luptă mic și elicoptere militare. Să discutat inclusiv cu cei care dispun de tobogane gonflabile, astfel încât micuții care se vor plictisi să se uite la exercițiile bravilor piloți să-și consume energia pe dispozitivele din cauciuc. Pe lângă programul obișnuit de acrobații, vom avea o secțiune de aeromodele, vom avea expuse avioane ușoare și ultra-ușoare, clubul de motociclism Rock and Road va face o paradă de motociclete și vom amenaja într-un spațiu adecvat posibilitatea ca și copiii să fie plimbați pe aceste motociclete. Vrem să amenajăm și o scenă ca artiștii locali să facă mini-concert. Sperăm să fie un program atractiv și încă de pe acum îi așteptăm cu drag pe maramureșeni. Organizatorii se gândesc inclusiv la un program artistic susținut de artiștii locali. Dacă procedurile privind lucrările de la pista de aterizare-decolare se vor derula în bune condiții, după mitingul aviatic, aeroportul va fi închis.